E ok. N-avem mă nimic, dar... O să se încurați ca lacrima, eu sunt aproape mort, sunt probabil plin de sânge. Dacă găsim un polițist, ei poate să-ți dea heal și o să-i rugăm să-ți dea heal. Domnule polițist, nu mergeam la Bandit Outpost să vedem dacă putem să devenim bandiți. Noi vrem să fim, aspirăm să fim polițiști când vrem să fim... Da, și cercetam zona ca să vedem cum e acolo, să vedem de ce să ne ferim, la ce trebuie sigur. Să ne pregătim și să ne înarmăm cu cred experiențe. Cred că e destul de nașpa să fii polițist, sincer să fiu. Mă, mai ales dacă să fii polițist e un fel de grad de admin de ăsta, gen trebuie să intri, nu știu, câte ori pe zi, să ai pe ore, știi? Nu, și... trebuie să fii, în primul rând trebuie să duci pe TeamSpeak la ei, să vorbești cu ei, să te antreneze, să rahat, știi, complicași. De ce să fac chestia? Sunt unele servere pe care îți dau câteva sloturi să fii polițist, dar nu te lasă să fii decât cadet, adică nu te lasă să faci mare chestie. Și atunci, ce rost are? De asta zic, polițist nu cred că o să ne facem, dar poziști, dar rebeli, zic că ar trebui să meargă. Că dacă nu fac atac de cord până acolo, că mai sunt 2 km jumate. Eu sper să nu mor până acolo. Dar nu te izbin ceva și cred că o să fie ok. Guard, guard, grijă. În afară de ăsta. În afară. Ce mă, dacă nu-l vezi, dă-i accelerație, că n-aia e problemă. Da, dar știi că astea sunt foarte greu de observat, astea mici și transparente, știi? Da, da. Uite că e unul în față acolo, îl văd. Da, uite-l, da. Ai, vezi că e mai iarbă verde acolo și azi, dai seama? Cred că au încă băgat îngrășăminte în ea. Merge destul de rapid quad bike-ul ăsta, că stai să te gândești. Da, mă, și chiar... unde îți imaginezi că mergi cu mașină pe dealuri de astea, știi? Pe aici merge foarte greu mașina, foarte greu. Mhm. Și cât să mergi rapid pe stradă și astea... Dacă o pierzi, zici, bă, îmi iau alta. Doi, deci fac... ce, e nimic. E zero. Nimic, frate. Acum, cu camionul ăla, dacă ai zis tu... Că e camionul, chiar dar trebuie licență de... Știi că noi avem licență de condus mașini, dar trebuie licență de condus camion. Pare că e scumpă, nu? Nu știu exact. Băi, eu parcă știu că e scump vreo 60.000 camionul. Oricum, trac de la license da, e mă, scumpă tare. Da, mă, dar odată ce ți-ai luat camion, poți să faci cu milioanele sau ceva. Da, nu știu exact, dacă nu te omoară cineva la... Bine, tu îți dai seama. Tu ai văzut că ea când i-au prins atunci, că i-au omorât când erau la Diamond, era un camion care era în flăcări pe acolo. Da? Care, da, pe, din cine ieșea fum atunci? Era un camion de ăsta, deci l-au prins și l-au omorât. Camioanele, băi, sunt, grijă. Camioanele sunt în primul rând urmărite de rebeli. Uite ce e acolo, e un fel de balon ceva, ce? Nu pot să dau zoom. Păi acolo e outpost-ul. Da, ce e cu balonul ăla? Ăștia rebeli se joacă cu balonașii, cu chestii, lansează aeroplane. Păi nu, e un elicopter de... Băi, un elicopter. Ok, e al poliției. Dai nu știu al poliției. Orice ar fi al poliției, fugi, mergi în continuare, n-au probleme cu noi, nici măcar nu s-au întors, nu s-au întors. E rebel, mă, aici, de aici așa ăștia elicoptere și tot ce trebuie. Păi hai să vedem pe acolo, uite, băi, ai călcat un iepure, băi! What the fuck, n-ai pic de... Pe unde, merg bine, ia uite. Da, băi, dar tu nu ți-ai pus de asta pe hartă, vreo 200 de metri, și că... Mi-am pus, dar nu știu exact dacă l-am pus corect. Vreo 200 de metri, și că ajungem la rebel outpost. Uite la aici. Oh, uite, chiar. Bă, grijă. Uite, aici sunt o grămadă de mașini. Ar fi șmecher să... Nu, stai, că nu sunt mașini, sunt fel de... What the fuck? Chestii care arătau ca mașini. Ok, un elicopter. Bă, stai, oprește aici, să mă pot și uita. Ia, hai să ne uităm pe aici. Deschidem mașina. Stai așa o secundă. Am crezut că sunt mașini astea de la distanță. Sunt un fel de chestii am care... Am deschis-o? Sunt făcute să... Gata. Da. O să te dai jos. Uite, un... Tank stricat aici, doar să nu mai ia atacul de cord, ți-am zis. Și tankuri stricate aici, bla bla bla. Bă, deci ăsta e Rebel Outpost, hai să vedem ce putem să facem aici. Nu știu exact care-i treaba, dar uite, sunt un fel de căsuțe așa, tankuri. Uite, că un fel de corturi, e șmecher tare aici. Da, aici e casa rebelilor, cică. E una din casa rebelilor, dar... Uite, niște NPC-uri aici. Ia să vedem. Uite, ATM. Rebel Trading, ce? Replace garage, Vigilante. Vehicle, mă, uite, fii-ntână, e Rebel Trading și costă... am pus vehiculul în garaj. Ok. Uite-te la... Ia, Medical Assistance, stai. Don't be scared. Poți să-mi dau heal aici? Vezi cât costă? Rebel Training. Da, ce că... Dă replace la vigilante aia. Și vigilante... Deci vigilante uite, mi-a dat heal, mă, chestia asta de aici. E șmecher. Da. Dă-ți și tu heal dacă ai probleme. Tocmai am murit. What? Tocmai am murit.
What? Am căzut pe scări. Cred că te-am împins prin zid sau ceva, că și eu am urcat în același moment. Ok. Problema e că tu nu mai ai cu ce să pleci de acolo. Oh, am o grămadă de quad bike-uri aici, what the fuck? Un hatchback, quad bike-uri, what? Ok. ATM, Rebel Trading, nu știu ce. Păi și, mă, ce stai să că acum? Vrei să îmi iau de la ATM banii și să iau? Că aș putea să iau. E 125.000. Păi nu, nici nu știu ce să fac. Păi dau withdraw să mă fac de asta. Păi stai, ai bani să te faci da, rebel? Da, am. Păi da, dar eu n-am și ce fac. Și ce, o să fiu un rebel bun cu tine. Uite. Pac. Ok, Rebel Clothing Shop s-a deschis pe aici niște căcaturi. Dar tu câți ghillie bani ai? Suit. Stai, sorry, sorry, you don't have... Deci acum sunt rebel? Da, tu câți bani ai? A, acum nu mai am decât vreo 19.000, 20.000 să spunem. Uite, Rebel Market, Rebel Weapon Shop. Da, stai un pic, vreau și eu să ajung acolo. Ce chestie, medical assistance, stai. Weapon Shop. Ok, au o grămadă de o grămadă de foarte multe arme. Au smoke grenade. Bă, da, poți să-ți iei ce fel, poți să iei mașini de aia mari, vezi? Stai să văd dacă... Rebel Car Shop. Ia uite, nu, stai. Au, vezi quad bike, quad bike off-road Ifrit. Tu rămâi acolo. Care e 975.000 de dolari. Aia mare. Apoi mai este așa, este stai un pic, off-road arm. Care ne pe noi, mă, arată, nu știu, e albă pe negru, nu știu, dracu, cred că arată ca aia. E aproape un milion, după aia avem un off-road armed. Mi se pare că de fapt aia e aia armed, care e 1.500.000 de dolari. Și apoi avem un hummingbird la 512.500 de dolari. Păi da, dar știi care e faza? Tu te-ai făcut rebel acum și o să te ia poliția urât, dar cred că... E, n-o să mă iam ăsta niște. Rebel Market. Sunt doar un rebel pașnic. Weapon Shop. Păi stai puțin că vin și eu acolo. Bă, dar stai un pic. Mie mi-au căzut banii atunci și aveam 10.000 pe mine. Unde e? Pe acolo, în dar scări. Stai că nu... păi da, nu te văd. Ok, cred că am... Era să trec și eu prin zid. Dar dacă te-a băgat așa prin zid, eu oricum nu te-am mai văzut aici, știi? Ok, de ce țin eu mâinile la cap? Că-s idiot. Păi stai că eu nu mai filmez acum, filmez când ajung înapoi, că a, problema ta, eu o să continui aici și așa păi o să... Păi n-am ce să fac, ce fac? Fac drumul din nou? Ce e asta, mă? Stai. Hai, mă. Stai așa un pic. Aiurea, frate, faza. Că poți să mori așa, că... Stupid. 19.000, withdraw, ia să cumpăr chestii, weapon shop. Pot să iau gen chestii. Clothing shop, ia să-mi iau un ghillie suit. Holy shit, am ghillie suit. Bravo. Și acum ești ca o, ești verdeață. Da. Sunt una cu verdeața. Cu natura. Sunt un ficus. Aici de când erai mic ți-ai dorit să fii ficus, nu? Și da acum ți s-a deplinit. Să vezi ce mă, nu șmecheri am. Ficusul, denumirea științifică, Ficus rebelisticus. Stai, cum am zis? Ok, o să fie Ficus rebeliticus. Ai înțeles? Bun. Reține. Da. Ficus rebeliticus este o plantă carnivoră care se târăște în căutarea altor plante și când le găsește, se apropie de ele încet, fără ca plantele să știe și apoi... Hats! Le-a distrus, le-a măcerit, le-a mâncat pe toate, nimeni nu știe că de fapt... Bă, stai un pic, am ficus, în vehicle garage, am o mașină. Ce ai? Storage fiu 1500. Îți pare că ți-le bag automat dacă... Get vehicle. Și mi-a dat mașina înapoi. What the fuck? Aveam o mașină. Clothing shop. Ia să vedem ce mai au pe aici. Backpack. Pare că vin cu mașina acolo. Mi-am luat backpack? Am un backpack. Stai, și câte spații am? 96. Stai, what? Am mai luat încă... dar nu ți-l arată, frate, backpack-ul prin...
ghilisutul ăsta, nu știu. Ok, what? Păi vrei ca să fie mai bine când ți-l arată. Lol, price, nu știu cât. Ok, ia să-mi iau eu un... Stai că vin acum. What? Stai ăla, e un singur glonte? Cred că am, da, am consumat toți banii pe niște gloanțe. Ah, stai, nu, sunt încărcătoare alea. Oh, shit, I got a pistol. I am a very dangerous person. Ce la pistol? Yep. Dar tu câți bani mai ai? Zero. Fuck. Păi și noi cum ne mai luăm elicopter și asta? Ce, bă, e prea scump elicopterul. Lasă că găsim noi metodă. Frate, 300 de mii. Dude, acum avem licență de bandiți, nu ne mai omoară bandiții. Tu ai licență, eu n-am. Whatever, e problema ta. In your bank account. Ok. Nu am destui bani in my bank account. Ah, vorbesc serios. Dude, ai băgat mașina la loc? Mi-am scos mașina mea, ce? Din garaj, dar... Da. Ai băgat-o pe aia cu care am venit? Da, am băgat-o. Ok, păi atunci cred că pot să vând poate niște apă sau ceva, să pot să fac 1000, nu știu. Păi stai acolo, mă, că vin acum. Oh, ok, stai, nu, lasă-mă să mă uit pe aici. Mai plimbă-te pe acolo, vezi ce mai găsești. Market, water bottle, sell item, $5. Ok, asta înseamnă foarte mult, ATM. Bag bus pe stradă și ajung. Stai, 555, cred că la 5, withdraw, am 946. N-am nimic de, de mâncare, de... am peach, ha? Da, e bună așa. Am mâncat o piersică. Ok, am un pistol și sunt periculos, dar sunt cam blocat aici, am nevoie să vii să mă ajut. Apasă H ca să-ți, ca să-ți bagi pistolul înapoi. Deci, acum n-o să mă mai umoare rebelii. Pentru că, mă, nu știi vigilante, știi vigilante shop-aia? Vigilante e un fel de bounty hunter, adică dacă cineva e pe wanted list, poți să te duci pe el să-l prinzi și îți dă bounty, îți dă... Înțelegi la ce mă refer? Aha. De exemplu, eu când eram wanted, aveam un... preț. 200, nu știu, da, știi? Da, și banii aia îi primește persoana respectivă dacă te prinde. Aha, mai să fie ce chestie. Poți să fii o rebel, ori vigilante, nu poți să fii un amândouă. Da, că zice acolo replace. E o scară aici. Dar cum mă urc pe... 6 km ajung acum. What? Acum? 6 km e mult. Stai un pic să vorbesc cu ăsta cu elicopterul. Ce este, polițist? Polițistule, du-mă și pe mine până la Rebel Outpost. Am o treabă până acolo. Hey, sir! Cum să știi plecat ăștia că-s rebel? Credeai că te ia cu elicopterul? Nu mă rugam și. Hey, sir! Do you mind giving me a lift? Wow. Wow. Sir, do you mind giving me a lift? Da, fuck you. Nu? Nu vrea să-ți dea un lift? Nu vrea. Bă, sincer, nici eu nu ți-aș da, frate. Lifturile sunt scumpe în ziua de azi. De unde ții tu un ascensor? Dude, tu știi cât costă să-l instalezi, curent în shit. Tu te, ești liftator de asta? Liftator? Ia uite-mă. Sunt într-o zonă foarte periculoasă și te aștept. Păi vin acum. Vezi că sunt foarte badass. Este ficus rebeliticus, este pe punctul de a... Mă, dar faci un gang, mă, ca să fim amândoi în gang. Cum fac un gang? Stai că am scos pistolul din greșeală. My gang. No, tocmai am stricat mașină. You are not currently a member of a gang. Și zice că you must create one or receive an invitation. Dar cum dai create păi a gang? Păi must create one. Create one. Pe cum? Nu știu. Păi da.
Crezi că ar fi bine să încercăm să facem niște banii de de drive, nu, de ăla mă, truck license și să ne luăm și un truck. A, nu, stai că ar trebui să luăm două și dacă vrei să luăm foarte multe diamante, știi? Și apoi să încercăm să facem un run două de la să vedem cum e treaba? Da, dar mai ai bani, nu mai ai. Și ia, nu mai facem. Ia. Mergem la pescuit. Trebuie să vii să-mi dai niște bănuți ca să-mi pot... Oh, stai, mi-am primit paycheck-ul! Yes, tată! Ce, ză paycheck? Care da, bani? Ai odată la 5 minute vreo 300 și ceva de dolari. A, nu, aia ză ca și om. Da, save, server, da, server. 350. Am crezut că ză ca rebel ceva special. Dar tu vii aici acum pentru ce? Ca să plecăm din același loc, am murit aiurea, frate. Ok, avem și quad bike-uri pe aici, o să-i dau get la ăsta. You don't... trebuie să o pui în bancă. Ce? Îți ia din bancă. Din bancă ți ia banii pentru... Ok. Get. Ok, nu știu unde să-i dea spawn la asta. Bă, ai acolo cum să-ți dai heal, că mai am 49 la viață. Da, ai să... Uite, gata. L-a luat. Pic, ping. Și e bun, tată, gata, hai, te aștept. De fapt, vin aici și o să stau, te aștept. Și îți dai heal aici, la ăsta. Păi asta vreau. Și după aia, când o să fii full, o să mergem amândoi și o să pescuim eu cu ghilisul, tu cu alte chestii, nu știu. Tu ești boschetar acum. Dude, what the fuck, am și de aia pe față and shit, like... I'm a very dangerous man. Da, mă, da, ideea e că te omoară poliții și dacă te văd, asta e că-s curios, știi? Da, nu știu. Să vedem, experimentăm.